Spune-mi, Andrei, de ce ai venit la mine? Psiholog, am venit la tine pentru că am probleme. Ce probleme ai, Andrei? Am probleme, am foarte multe probleme. Ce fel de probleme ai? Bine, am înțeles. Spune-mi, Andrei, cât de mulțumit ești de viața ta? Nu sunt deloc mulțumit. Poți să-mi spui atunci dacă există un lucru care te mulțumește la viața ta? Am probleme. Hai să vorbim un pic despre nemulțumire. Hai. Când spui nemulțumire, ce înțelegi? Nu pot să spun că e un lucru care mă mulțumește la viața mea, pentru că nu e niciun lucru care să mă mulțumească. Toate lucrurile mă nemulțumesc la viața mea. Și cum crezi că ar trebui să-ți meargă pentru ca tu să fii mulțumit? Mai bine. Da, dar mai concret. Mai concret nu știu. Ajută-mă. Am probleme. Bine, de acord. Povestește-mi ceva despre tine. Sunt un om care are probleme. Am înțeles asta. Cum arată ziua ta? Urâtă. Vreau să spun, descrie-mi ce faci tu întreaga zi. Întreaga zi mă frământ pentru că am probleme. Andrei, eu încerc aici să inițiez o discuție cu tine ca să înțeleg ce fel de probleme ai. Nu pot să te ajut dacă nu-mi fac nici măcar o idee despre problemele tale. Fă-ți o idee. Andrei, vreau să te întreb dacă tu ai venit aici ca să fii ajutat sau ca să faci mișto de mine. Tu crezi că eu vreau să fac caterincă de tine și crezi că glumesc, dar eu sufăr. Eu încerc să aflu de ce suferi tu. Asta e la mintea cocoșului, pentru că am probleme. Ai pisică? Te deranjează pisicile? Câtuși de puțin. Tatăl meu mă bătea cu ele. Tatăl tău te bătea cu pisicile. În cap. Aici. Asta e o cauză a problemelor mele. Și ce altceva mai făcea tatăl tău? Îmi dădea sfaturi de viață. Spunea, nu atinge cabluri electrice, interferează. Mai spunea, vezi acolo sus, e o pasăre. Erai foarte atașat de tatăl tău? Îl iubeam ca pe un tată. Îl iubeai mult? Mult ca pe un tată. Unde e acum tatăl tău? Tatăl meu, nu pot să vorbesc despre el. E dureros. Înțeleg. De ce zici înțeleg când e vădit că nu înțelegi, afară doar de cazul în care chiar înțelegi și atunci degeaba mai am ceva de spus pentru că tu știi tot dinainte? Tatăl tău te-a construit? Bucată cu bucată. Din ce materiale ești construit? Siliciu, fier, carbon, wolfram. Deci ești un... Vrei să mă întreb dacă sunt un robot? Android, vroiam să zic.
Intuiția ta e fantastică, deși complet greșită, nu sunt un android. Sunt un om în carne și oase. Trăiesc, plâng, cânt, fac dragoste. Și ai probleme. Nu am probleme. Dar ai spus că ai probleme. Eu nu... Eu... Asta e. M-ai prins la înghesuială. Cum se mai spune la noi... M-ai dovedit. Deci n-ai probleme. Nu știu unde mi-au fost creierii. Îți mulțumesc, psiholog. Da...